Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi alături de noi este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut. Vom vorbi în cadrul campaniei de pe site-ul editurii Herald, Zilele Sănătății Mentale, campanie prilejuită de sărbătorirea pe data de 10 octombrie, Ziua Internațională a Sănătății Mentale. Avem și recomandare de carte, iar pentru noastră ne-am gândit la o carte din colecția Mindfulness. Este vorba despre Mindfulness în relația de cuplu, 5 chei practice pentru a ne maturiza în relații și a dezvolta prezența și iubirea conștientă de David Richo. Aș începe discuția noastră de astăzi cu întrebarea care cumva se regăsește și în subtitlul acestei frumoase cărți. Ce înseamnă un adult sănătos, din punct de vedere psihic, din punct de vedere mental, emoțional, și cât de importantă este o maturizare din acest punct de vedere, pentru că consider că un adult sănătos psihic este și un adult matur din punct de vedere emoțional. Și în ultimul timp, pe buzele multor psihologi, psihoterapeuți, coach, trainer și așa mai departe, apare conceptul de inteligență emoțională. Știm foarte bine că bărbații se maturizează puțin mai târziu decât femeile, așa, dar în funcție de experiența de viață și de copilăria trăită de fiecare, avem anumite praguri, să spunem, de dezvoltare a maturității emoționale. Iar un adult, să spunem, neapărat un bărbat sau un adult matur, emoțional, va reuși la rândul lui să dezvolte niște relații echilibrate și armonioase cu cei din jur. Bun găsit din nou, Sorin. Mă bucur să am ocazia să am acest dialog cu tine. Și mă bucur că vorbim și despre adultul sănătos, pentru că, în general, noi psihologii suntem solicitați să vorbim despre problemele adulților și despre dificultățile emoționale, dar discutăm poate mai puțin sau poate prea puțin despre adultul sănătos. Ei bine, dacă ar fi să descriu așa un adult sănătos din punct de vedere psihologic, este un adult care este creativ, este un adult flexibil, care se poate adapta vieții și evenimentelor plăcute sau mai puțin plăcute care apar. Este un adult capabil să comunice și să se comunice, să se exprime pe el însuși într-o relație. Este un adult care se simte cu o energie de a trăi dimineața, de se simte energizat, se simte plin de viață. Un adult sănătos este un adult funcțional din punct de vedere social, adică reușește să gestioneze toate relațiile. Și un adult sănătos este capabil să treacă peste momentele dificile într-o manieră care să nu fie devastatoare pentru el. Deci un adult echilibrat nu va fi dărâmat, nu va fi devastat de un eveniment neplăcut, ci va reuși să integreze în cursivitatea vieții lui acest moment dificil. Sigur că nu este așa o abstracțiune acest adult sănătos. Din fericire, sunt destul de mulți adulți sănătoși, sunt destul de mulți oameni care întrunesc aceste calități într-o măsură mai mare sau mai mică. Așa cum spuneai și tu, un adult echilibrat, un adult matur din punct de vedere emoțional, este și un adult care are o anumită autonomie mentală, adică este capabil să susțină ideile, o anumită autonomie emoțională, este capabil să-și recunoască și să-și gestioneze emoțiile, dar vorbim și de o autonomie socială, financiară, spirituală. Deci un om este cu atât mai așezat în propria viață, cu cât câștigă aceste bucăți de autonomie. Și abia atunci, din punctul meu de vedere, reușim cumva să gestionăm și relații sănătoase.
reușim să propunem relații sănătoase și să menținem relații sănătoase. Din păcate, sau mă rog, asta este evoluția omului, intrăm în relații cu anumite nevoi. Uneori pot să fie nevoi financiare, uneori pot să fie nevoi sociale, uneori pot să fie nevoi emoționale. Dacă vorbim de relații de cuplu, acolo intrăm mai degrabă în relații de cuplu cu o nevoie emoțională. Intrăm cu o nevoie financiară într-o relație profesională, de exemplu, da? Bun. În momentul în care intrăm în relație cu o nevoie, atunci apare o presiune în relație, apare tendința de a ține destul de strâns sau de a controla sau de a fi foarte vigilent în relație, pentru că pierderea relației aduce cu sine suferința non-îndeplinirii nevoilor. Eu ceea ce propun și prin cursurile pe care le susțin la Institutul de Educare și Formare Relațională este să reușim să ne acoperim cât mai mult din nevoile personale, în așa fel încât în relații să nu mai intrăm din nevoi, ci din dorință. Dorința este mult mai lejeră, dorința este mult mai permisivă, dorința nu pune presiune și dorința nu aduce suferință în spate, ci atunci când ți se îndeplinește o dorință, cum suntem? Bucuroși, suntem fericiți. Când se îndeplinește o nevoie, nu ești neapărat bucuros, ești mai degrabă satisfăcut, relaxat. Deci satisfacție. Uite, ăsta cred că este un punct destul de sensibil, care ar fi bine de elucidat, pentru că mulți oameni nu înțeleg sau nu fac diferența dintre nevoie și dorință. Da. Pentru mulți oameni, nevoia și dorința este unul și același lucru. Ele nu se suprapun. Nevoia vine cu această stare de urgență, cu această tensiune, cu această presiune. Este o tensiune pe care o simt la mine și din această tensiune pe care o simt la mine duc o presiune pe celălalt în relație. Pe când o dorință are o altă curgere, are o altă fluiditate și vine fără această tensiune. Una este să zic, ok, îmi doresc să merg la Paris, dar îmi doresc într-o manieră, ok, senină, relaxată. Alta este să spun, dacă nu ajung la Paris, am neapărat nevoie să ajung la Paris, altfel nu știu ce se întâmplă. Vezi tensiunea pe care o pun acolo și unde voi duce toată tensiunea asta? În relație. Să înțeleg. Dacă eu îmi satisfac nevoile și eu singură sunt cea care sunt responsabilă de nevoile și de dorințele mele, dar în special de nevoi, atunci voi putea să-i propun celuilalt dorințe fără să am presiunea asupra relației. Te ascult. Să înțeleg că nevoia poate să creeze frustrare pe când dorința nu? Frustrarea este iarăși un concept care cred că nu este foarte bine folosit. Frustrarea aduce cu sine sentimentul, are în spate sentimentul de posesiune. Adică mă simt frustrată când mi se ia ceva ce cred că este deja al meu. Ceva ce mi se cuvenea. Ai în minte copilul care are jucăria în mână. În momentul când copilul are jucăria în mână și eu o iau, el simte frustrare. Și ce face? Plânge. Pentru că e jucăria mea. Deci sentimentul de frustrare presupune înainte sentimentul de posesiune. Voi fi frustrată atunci când mi se ia ceva ce mi-aparține. Oamenii folosesc frustrarea pe sentimente care nu cred că sunt frustrare. Pentru că nu pot să fiu frustrată că nu am un Mercedes. Pentru că eu nu l-am avut înainte. Dar pot să fiu invidioasă pe cineva care are. Este un alt sentiment. Ok? Deci, revenind la idei și la ideea de nevoie și de dorință, ok, dacă am o nevoie și celălalt nu mi-o satisface, eu o percep ca pe suferință, nu ca pe frustrare. Sufăr. Dacă nevoia mea este să fiu ascultată
nevoia mea relațională este să fiu ascultată și celălalt nu mă ascultă, eu voi suferi. Deci nesatisfacerea unei nevoi aduce durere sufletească, durere emoțională. Eu o percep ca pe o durere. Pentru mine este esențială nevoia. Nesatisfacerea nevoii mă face să sufăr. Nesatisfacerea dorinței, ok, poate să mă întristeze pe o perioadă scurtă de timp, dar nu mă destabilizează atât de mult cum mă destabilizează o nevoie. Mai mult decât atât. Nevoile sunt persistente. Nevoia, chiar dacă nu e satisfăcută, ea rămâne acolo. O dorință poate să dispară. Eu să spun, ok, îmi doresc să nu știu ce, să mănânc înghețată. Dar peste 2 ore, nu mai îmi doresc să mănânc înghețată. Dar o nevoie își păstrează calitatea presantă pe mai mult timp. Și atunci și suferința o însoțește. Întorcându-ne la adultul sănătos, din punct de vedere psihic, echilibrat, emoțional, cum putem păstra, cum putem dobândi și apoi cum putem păstra această stare de armonie, pentru că de liniște sufletească, de pace, pentru că cei mai mulți dintre noi venim din copilărie cu niște episoade traumatice, mai mici sau mai mari, nu le numesc neapărat traume, de o intensitate mai mică sau dificilă. Mai mare, exact, dificilă. Venim cu niște pattern-uri, venim cu niște tipare de comportament, cu niște stiluri de atașament. Ei, și acestea cumva toate așa coroborate și cam pun amprenta asupra relațiilor pe care noi le avem cu cei din jur, indiferent că vorbim de relația cu partenerul de cuplu, că vorbim despre relația cu copilul nostru, cu părintele nostru, de relația cu un prieten sau cu un coleg, să spunem. Și atunci mă gândesc că e foarte important de subliniat acest lucru, în ce măsură reușim să dezvoltăm niște tipare relaționale cât de cât funcționale. Ok, sigur că sunt mai multe variante. Primul pas este conștientizarea. Să conștientizez ce se întâmplă cu mine, să rămân în prezent, să văd ce anume mă face să sufăr și ce se ascunde în spatele suferinței, ce nevoie se ascunde în spatele suferinței mele. Și conștientizarea este doar primul pas. După ce conștientizez, după ce îmi clarific foarte clar în mine ce se întâmplă cu mine și de ce sufăr, de acolo încolo, în funcție de posibilitățile inclusiv mentale, financiare, emoționale pe care fiecare individ le are, poate să găsească soluții. Sigur că, raportându-mă un pic la recomandarea ta, mindfulness-ul pare să fie o soluție la îndemână, o variantă facilă, din ce în ce mai larg utilizată. Este o variantă în care putem să dezvoltăm această abilitate de a rămâne în prezent, de a rămâne conectați cu noi înșine, în așa fel încât atunci când vin în relație, să vin cu partea mea mai puțin tensionată, cu partea mea frumoasă și luminoasă, ca să spunem așa. Mindfulness-ul devine așa, sentimentul meu ăsta este că în ultima vreme devine o caracteristică a individului sănătos, cumva începe să fie înglobată în caracteristica a individului sănătos, asta ca să ne întoarcem un pic la întrebarea ta inițială. Prin urmare, iată, tehnicile de mindfulness, tehnicile de relaxare, spiritualitatea este iarăși un domeniu care poate să ofere soluții, sigur că psihoterapia, dezvoltarea personală, coaching-ul, sunt o grămadă de variante la acest moment prin care oamenii pot să devină din ce în ce mai autonom, din ce în ce mai conștienți de nevoile lor și de felul în care își pot lua în stăpânire, în felul în care devin responsabili de nevoile lor și le pot gestiona singuri. Apropo Așa că, din punctul meu de vedere, trăim cea mai frumoasă perioadă.
Apropo de mindfulness și de, eu știu, meditație și de latura aceasta spirituală, mă gândesc că un om sănătos și echilibrat din punct de vedere psiho-emoțional, exact ceea ce promovează, de fapt, ca concept filozofic, până la urmă, mindfulness-ul, un om echilibrat trăiește în prezent. Pentru că se vorbește despre atenția conștientă, despre prezența conștientă. E posibil ca o persoană care dezvoltă un soi de atașament bolnăvicios sau, apropo de dependențe și de adicții, există și dependența de partener sau un soi de codependență sau dependența de o anumită relație, da, teama de singurătate. Și toate lucrurile astea îl fac pe acel om să fie cumva ancorat în trecut. Altul poate să trăiască cu anxietatea nesiguranței viitorului. Anticipatoriu. Exact. Nu știm ce se poate întâmpla și dezvoltă așa un soi de teamă față de necunoscut în ceea ce privește viitorul. Și omul cel mai echilibrat ajunge să trăiască clipa prezentă în prezent. Este adevărat. Spuneai tu că mindfulness-ul este cumva asociat unei tehnici spirituale. Să știi că mindfulness-ul începe să intre în tolba de instrumente ale psihoterapeutului, așa că ea începe să fie deja recunoscută ca și tehnică terapeutică. Și noi, terapeuții, încercăm să înglobăm tot ceea ce vedem că funcționează și ajută la echilibrarea individului. Deci, mindfulness-ul și chiar și cartea ta este o carte de psihoterapie, înglobează în tehnici, intră și mindfulness-ul în tehnicile noastre de cabinet, ca să spun așa, da? Ok, da, una dintre calitățile sau una dintre caracteristicile omului sănătos este această, aș spune eu, dublă conectare. Pe de o parte, o permanentă conectare cu mine și o permanentă conectare cu prezentul. Deci este această dinamică, acest flux permanent, intern, extern, în care mă armonizez cu exteriorul în așa fel încât să nu mă pierd pe mine și mă armonizez cu mine în așa fel încât să rămân în prezent și în concret. Deci cumva, cred că aici se joacă lucrurile, în acest dans, dacă vrei, in-out, intern, extern, în care nu uit de mine și sunt într-o permanentă relație cu mine, văd cum reacționez, îmi urmăresc corpul, îmi urmăresc gândurile, îmi urmăresc reacțiile, dar în același timp totul este ancorat și gândurile mele și reacțiile mele și emoțiile mele la un prezent viu, la un prezent concret, la un prezent pe care îl percep, cu care rezonez și la care mă adaptez. Deci, n-aș vorbi doar despre trecut și viitor, aș vorbi despre prezent, dar acest prezent și interior, dar și intern. Chiar în timp ce te ascultam, mă gândeam, apropo de mindfulness, mă gândeam la o altă carte superbă. De fapt, sunt două cărți ale lui Daniel Siegel, un autor foarte drag. Este vorba despre How People Change, cum se schimbă oamenii, apropo de neuroplasticitatea creierului și că, uite, prin rugăciune, prin meditație, prin ore și ore de terapie, putem să ne schimbăm mintea, gândurile, felul în care funcționează creierul și așa mai departe. Și iarăși o altă carte superbă este vorba despre tot o carte a lui Daniel Siegel, cea mai recentă apărută la editura Herald, Conștient, în care el vorbește pe larg despre conceptul de mindfulness. Da, cărți minunate și felicit editura Herald pentru alegeri. Într-adevăr, nu doar că sunt cărți care vin cu o tematică foarte actuală, dar iată că ne conectează la cea mai recentă informație și asta este minunat. De asta spuneam că probabil trăim cea mai frumoasă perioadă din punctul ăsta de vedere, pentru că avem acces rapid
la tot ce este mai nou, la tot ce este viu și foarte, foarte activ peste tot în lume. Dragii noștri, am vorbit despre mindfulness, am vorbit despre adultul sănătos, am vorbit despre sănătate mentală cu ocazia zilei de 10 octombrie, Ziua Internațională a Sănătății Mentale. Alături de noi a fost Daniela Dumitrescu, psiholog clinician și psihoterapeut, căreia îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei campanii Zilele Sănătății Mentale. Foarte multe titluri, foarte multe cărți din colecțiile Mindfulness, din colecțiile Psihopractica sau Psihoterapia vă așteaptă pe site-ul editurii Herald. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! Acum.